Sfaturi utile pentru o învățare online de succes. Consiliere și dezvoltare personală, clasa 8-a. Școala online a devenit foarte populară în ultimul timp. Această formă de învățare necesită însă o bună organizare. Dar înainte de a-ți prezenta câteva modalități eficiente de organizare a învățării, vom analiza care sunt cele mai frecvente plângeri ale elevilor atunci când învață online. Îmi organizez greu informațiile sau notițele. Simt multă frustrare când nu mă întâlnesc cu colegii. Sunt obosit. Mă concentrez greu. Uneori mă simt epuizat. Tu cu ce alte probleme te confrunți atunci când înveți online? Poate legate de conexiune sau poate legate de faptul că mai ai frați care învață în aceeași cameră cu tine. Împărtășește-le colegilor tăi. Ce poți face ca să fii eficient atunci când înveți online? Iată câteva sfaturi care te-ar putea ajuta să-ți gestionezi mai bine timpul și efortul în învățare. În primul rând, rămâi pozitiv și încurajează-te spunându-ți următoarele: pot să fac asta, voi rezista, voi învăța cum să fac. Tu ce alte expresii folosești de obicei pentru a te încuraja? Apoi, tratează orele online la fel ca și pe cele față în față. Creează-ți un spațiu de învățare. Chiar dacă nu ai camera ta, poți să-ți organizezi un mic spațiu în locuință unde să înveți de fiecare dată. Asigură-te că este liniște atunci când te concentrezi la ore, că nu sunt zgomote care te-ar putea distrage. Poți folosi căști pentru a nu-i deranja pe ceilalți membri ai familiei. De preferat este să înveți în apropierea ferestrei. Trage draperiile ca să intre cât mai multă lumină naturală. Creează-ți obiceiuri bune. Notează aspectele importante. Este bine să notezi zilele în care vei da teste sau orele în care vei face pregătire pentru examene. Pregătește-te din timp. Fă gimnastică sau cel puțin mișcă-te prin cameră între ore. În unele pauze, rezervă-ți timp pentru relaxare. Culcă-te de vreme și trezește-te imediat ce a sunat alarma. Ce crezi tu că nu ar trebui să faci atunci când înveți online? Probabil te-ai gândit și tu la următoarele aspecte. Dacă nu, ar fi bine să ții cont de ele. Nu ține telefonul în apropiere atunci când ești conectat. Poți să verifici mesajele în pauză. Nu lăsa totul pe ultimul minut. Conectează-te din timp și pregătește-ți rechizitele. Nu sta în pijama. Nu face nimic altceva până când nu ai finalizat sarcinile școlare. Nu folosi echipamente digitale după ore pe cât posibil sau cel puțin fă o pauză generoasă fără ecran. Cu toate că este elev în clasa 8-a și evaluarea națională este aproape, de când școala s-a mutat în online, Emma are dificultăți în gestionarea timpului și efortului pentru învățare. Uneori se conectează mai târziu la ore, pare obosită, nu ridică mâna cum făcea altădată, e plictisită și aproape mereu distrasă. Ba de multe ori scrie pe chatul clasei în timpul orelor. În multe seri se culcă târziu deoarece se uită la filme. Emma are nevoie de ajutorul tău. Pornind de la informațiile prezentate în acest material sau din experiența ta personală, oferă-i Emmei cel puțin 3 sfaturi pentru a-și organiza mai bine timpul pentru orele online. Poți nota aceste sfaturi pe o foaie sau poți să le prezinți oral colegilor. După orele online, îți rămâne timp să te bucuri și de momente de relaxare sau mici distracții. Iată câteva idei de petrecerea timpului liber. Joacă-te cu animalul de companie. Pictează sau desenează. Ieși afară cu un prieten sau cu mai mulți. Citește. Sună un prieten și discutați impresiile zilei. Relaxează-te. Tu ce activități de relaxare sau distractive ai după ce termini orele online? Împărtășește colegilor tăi.
Cu siguranță școala online este și va rămâne o mare provocare. Este important să înțelegi că trebuie să tratezi cursurile online la fel ca și pe cele față în față. Mult succes!